Bună tuturor și un an nou plin de încântare, plin de bucurie și plin de sănătate vă doresc tuturor. Numele meu este Cristina Popescu și astăzi o să vreau să vă povestesc de ce am ales eu să avem un stil de viață sănătos și echilibrat în anul 2018 și de ce cred că ar trebui să faceți și voi aceleași decizii. În primul rând, pentru că felul cum ne trăim viața în fiecare zi, de la cel mai mic lucru până la cel mai mare lucru, influențează lucrurile mari. Lucrurile mărunte influențează lucrurile mari. Și am decis să vă povestesc cum am decis noi să arate și cum arată până astăzi o zi din viața noastră în ceea ce privește sănătatea. Personal, am decis să fac un program de detoxifiere într-o variantă în care să se potrivească și faptului că alăptez. În felul ăsta am decis să fac curățenie în interiorul corpului meu și în același timp curățenie emoțională și curățenie între oamenii care mă înconjoară. Ce înseamnă asta? La fel cum fac o detoxifiere în ceea ce înseamnă sănătatea corpului meu, fizică, la fel am decis să fac o detoxifiere emoțională, în sensul să nu mai permit oamenilor să își pună bagajele cu gunoi în viața mea. Adică, dacă cineva vrea să fie ajutat, cu mare drag, sunt aici, îmi doresc foarte tare să pot să ajut oamenii. 2018 îmi doresc să fie un an în care să pot să fie o binecuvântare pentru cât mai mulți oameni prin ceea ce fac, prin toate proiectele pe care le am în desfășurare. Însă, am decis să nu mai las problemele oamenilor să-mi încarce viața mea personală și viața familiei mele dincolo de limitele care eu le impun. După aceea am decis să fac o curățenie în ceea ce privește emoțiile mele, să nu mai las emoțiile să-mi controleze existența, ci să decid ceea ce vreau să fac cu viața mea, în relația cu soțul meu, în relația cu copiii, în relația mea cu Dumnezeu, în relația mea cu prietenii mei, în relația cu oamenii pe care îi voi cunoaște de acum înainte, în ceea ce înseamnă business-ul pe care îl construiesc, în proiectele pe care le am. Vreau ca să fiu stăpână pe emoțiile mele, să nu las emoțiile să mă conducă, ci să le conduc eu pe ele, da? În același timp am decis să fiu mult mai atentă cu alimentația mea, cu sportul, cu suplimenții pe care iau și cu folosirea uleiurilor esențiale, pentru că noi personal ca și familie am ales să adoptăm stilul acesta de viață în care să folosim uleiurile esențiale în a sprijini corpul nostru, în a sprijini sănătatea noastră, practic să ne ajutăm corpul să se ajute singur, cu alte cuvinte. Alte planuri care sunt în desfășurare în viața noastră, în familia noastră și personale, este să putem să binecuvântăm cât mai mulți oameni prin mesajele pe care le transmitem. Mesaj pentru suflet, mesaj pentru emoții, mesaj pentru femei. Ăsta este un proiect drag sufletului meu. Mesaj pentru sănătate. Și revin la proiectul drag sufletului meu. Mi-am luat o misiune, ca și o misiune personală pentru 2018, să împuternicesc cât mai multe femei să trăiască frumos. Cum? Învățând să fim femei puternice. Noi suntem deja puternice. Știți, se spune că mâna care împinge leagănul conduce lumea, nimic mai adevărat. Noi suntem responsabile de mai multe lucruri decât vrem noi să acceptăm. Suntem responsabile de copiii pe care îi creștem și mâna care împinge leagănul cu copilul nostru va conduce mai târziu lumea. Îmi doresc foarte tare să învățăm împreună ca și femei cum să fim, cum să ne îngrijim, cum să fim mame, cum să fim soții, dar cum să fim femei, cum să avem grijă de noi. Pentru că știți, dacă noi nu avem grijă de noi, nu avem cum să avem grijă de cei pe care îi iubim. Vreau să învățăm cum să fim femei care să construiască visele pe care le au, pe lângă a fi mamă, pe lângă a fi soție. Tu poți să ai vise. Și îmi doresc, pe lângă toate astea, îmi doresc să le spun tuturor mamelor că există o soluție naturală pentru a avea grijă de copii. Și vă spun asta cu toată bucuria, pentru că mă întreb unde au fost soluțiile pe care le-am găsit, unde au fost
uleiurile esențiale până acum. Fetița noastră are 5 ani și 7 luni și mi-aș fi dorit foarte tare să am soluțiile astea în casă când a fost mică. Mi-aș fi dorit foarte tare să am soluțiile astea în casă când al doilea băiețel al nostru avea probleme foarte serioase cu tusea și nu găseam nicio soluție. Și mă bucur astăzi că pot să-l crez pe al treilea copil de mic într-un mediu sigur și safe pentru el și în același timp să mă uit la copiii mari care se bucură de grija pe care putem să le oferim ca și părinți într-un mod natural, într-un mod sigur, într-un mod sănătos. Îmi doresc foarte tare să îmi spui cum te pot ajuta. Dacă ești femeie, cum pot să te ajut să fii împuternicită, să ai grijă de tine, în primul rând, și să ai grijă de familia ta. Dacă ești bărbat și vrei să faci un pas înainte înspre a învăța cum să fii un bărbat mai bun, un soț mai bun, un tată mai bun, un bărbat mai eficient, poți să iei sfaturile date pentru femei și să le aplici în viața ta. Abia aștept să facem proiectele pe care le-am plănuit pentru 2018 împreună. Îmi doresc foarte tare să facem lucrurile împreună. Vă doresc o zi frumoasă, o zi superbă și abia aștept să ne cunoaștem într-un fel sau altul.